Cele 6 buldoi excavatoare, 3 mașini cu lame și cele 5 freze s-au luptat continuu cu viscolul puternic pentru a preveni blocajele rutiere pe arterele principale din oraș. Totodată, 75 de angajați ai gospodăriei comunale au mers în teren pentru a înlătura zăpada de pe trotoare și parcuri. În orașul Cernavodă s-a constituit încă de duminică dimineață un comandament de iarnă pentru situații de urgență care pot interveni în această perioadă de nisor, de iarnă și de viscol. Comandamentul este falcătuit din reprezentanți ai primăriei, ai poliției locale, al poliției naționale, dar și asistența, direct de asistență socială din orașul Cernavodă. De asemenea, și spitalul colaborează cu noi în această perioadă foarte bine, dar și reprezentanții SC Utilități Publice SRL și Gospodăria Comunală SRL. De asemenea, Comitetul de Urgență sub conducerea primarului Gheorghe Hâns a reușit să facă față iernii nemiloase. La adăpostul Sfânta Maria din Cernavodă au fost adăpostite până la această oră 6 persoane. În această perioadă am reușit la nivel local să menținem traficul rutier sub control. Nu avem blocaje sau situații jenante pentru șoferii din Cernavodă. Avem utilaje care, peste 10 utilaje care lucrează la foc continuu zi și noapte pentru a înlătura zăpada de pe carosabile. Avem 6 buldoi excavatoare, 3 mașini cu lame, 5 freze, dar și 75 de angajați ai gospodăriei comunale care îndepărtează manual zăpada de pe trotuare. Locuitorii care întâmpină probleme sunt rugați să apeleze dispeceratul la numărul de telefon 0241 236 256.